Salutare! Bine v-am regăsit la un nou clip. Pentru astăzi am selectat 10 produse Oriflame, care mi îmi plac cel mai mult. Bineînțeles că pe lângă astea mai sunt cele despre care v-am vorbit până acum, acea cremă de mâini fabuloasă, tender-ul, dar... Nu le vedeam potrivite pentru clipul acesta, pentru că le-am introdus în foarte multe videoclipuri, și știți deja părerea mea despre ele, știți că le recumpăr și că îmi plac foarte mult. Așadar, astăzi am zis să vin cu câteva produse despre care nu v-am oferit chiar atât de multe detalii. Și zic eu că merită să le acordați așa atenție, deși nu sunt promovate, să zic, la adevărata lor, lor valoare. Și o să încep cu această bentiță. Este cumpărată acum ceva timp. Murdărică, ușor. Eu o tot spăl, dar se murdărește pentru că o folosesc în momentul în care mă demachez. Așa arată ea, Hello Beautiful. Este din material din ăla extrem, extrem de pufos. Nu mă deranjează absolut deloc în momentul în care împrind părul cumva cu ea. Are aici scai din ăla lipici, așa, eu încă nu am tăiat eticheta și ceea ce fac este să o pun așa, bineînțeles că scot părul, o strâng aici foarte bine, îmi ține chiar și firele alea micuțe, micuțe, micuțe de păr, apoi pot să vin cu foreo și îmi curăț foarte bine tenul. Ce este interesant la aceasta, unul la mână, materialul care este extrem de confortabil și chiar dacă o prind aici strâns, nu mă deranjează. Eu am mai încercat genul ăsta de bentiță, dar pur și simplu mă strângea, mă enerva, mă zgâria, nu-mi plăcea. Deci, unul, materialul, doi, faptul că stă extrem de bine prinsă, deci nu se dezlipește dacă mă mișc cumva sau mi-agăț părul, stă acolo foarte bine prinsă. Dimensiunea ei, din punctul meu de vedere, e perfectă, nici prea lată, nici prea îngustă, deci v-am zis, mie îmi place foarte mult. Eu am cumpărat-o la ceva ofertă, vreo 12 lei, 13 lei, cam așa am dat pe ea preț de catalog și pot să zic că mă bucur foarte mult că am achiziționat-o. La început, de fapt, când am plasat comanda, nu știam dacă o să mi se potrivească sau nu zic, doamne, iar dau banii pe porcării, dar nu, chiar face o treabă minunată. Apoi, Uh, un alt produs despre care la fel nu am auzit nimic, l-am cumpărat, că l-am văzut în catalog și mi-a atras atenția, este acest suport organizator pentru pensule. Pensulele sunt murdare pentru că le-am folosit astăzi. Deci aici, pur și simplu, am setul de pensule pe care eu îl folosesc de fiecare dată când mă machez. Așadar, cap aici foarte bine multe pensule. Uite așa, deci... Așa arată suportul, are aici niște sclipicel ceva cu auriu, un fermoar, pac pac și acum în momentul în care este deschis eu îl las pe masa de mei ca și îmi selectez pensulele de aici. El are și chestie din aia, nici nu știu cum să vă arăt. Compartiment în care se prind pensulele, le vedeți pe acestea de aici, dar eu la repezeală le iau, le pun acolo și gata, am închis fermoarul. Ce-mi place mie? unul la mână, în cap foarte multe pensule, doi la mână, are partea asta de plastic silicon aici, uite așa, pe care o pot spăla, o pot dezinfecta, îmi țin pensulele în siguranță, sunt protejate de praf și toate cele și trei la mână. Doi la mână? Trei la mână? Nu mai știu. Ocupă foarte, foarte puțin spațiu. Vedeți cât de îngust este. Eu ceea ce fac este să-l pun între alte organizatoare și nici nu se observă, dar când vreau să-mi aleg pensulele, le am zis, îl deschid, îl pun acolo pe masă și mă ajut de el tare mult. Așadar, dacă îl vedeți în catalog, aruncați o privire. Eu l-am cumpărat fix atunci când a apărut pentru prima oară în catalog și nu mai știu cât am dat pe el, cred că vreo... 15-20 de lei sau poate mai mult, chiar nu mi-amintesc, dar face o treabă extraordinară. Am și două produse pentru păr. Despre acestea cu siguranță v-am mai vorbit, dar băi, chiar merită să vă vorbesc și astăzi despre ele pentru că sunt foarte, foarte bune. Și hai să începem cu acest balsam. Ambele sunt din gama Eleo. Pe lângă faptul că miroase extraordinar, deci nu mă pot sătura de mirosul lui, cei drept rămâne pe păr nici mult timp, nici puțin, dar se simte că am folosit acest produs din punct de vedere al mirosului, să zic. În cel de al doilea rând, mi se pare că rezultatul pe care îl are e unul fabulos. Poate fi cu lejeritate comparat cu un produs din ăsta profesional pe care îl găsești în salon și care este mult mai scump. Ăsta costă undeva la 40 de lei, cred, preț de catalog, ceva pe acolo, dar dacă sunteți client direct, beneficiați și de o altă reducere. Consistența lui este una densă, așa, gălbui. Nu știu dacă v-am arătat vreodată, uite așa este vedeți acolo, se aseamănă mai mult cu o mască de păr. Eu în momentul în care l-am folosit mă așteptam să fie foarte lichid, dar nu. Se simte pe păr, trebuie aplicată o cantitate mică. Ăsta are 200 de mililitri și eu îl folosesc de când l-am primit, de ceva timp și credeți-mă că încă mai are, adică încă e greuț. Aplic o cantitate mică, deci îmi pun masca, vin cu balsamul ăsta și pe urmă îndepărtez totul, fie pe el, așa singur, fără mască, fără nimic și mi se pare că face o treabă foarte, foarte bună. Spre exemplu, aseară mi-am pus doar acest balsam, iar părul, vârfurile mi se par foarte hidratate. Nu știu dacă la voi se vede acolo, dar credeți-mă că eu am părul extrem de uscat aici la vârfuri, scalpul este gras, deci nu pot să folosesc un șampon din ăla pentru extra hidratare, bine, șamponul nici nu are ce să caute aici pe, la vârfuri și mie mi se pare că îmi potolește părul cumva, îl așează foarte frumos, vi-l recomand și acest ulei, este cel în sticluță închis, așa, vedeți, albastru, marin, ceva și fac această mențiune pentru că mai este unul cu un galben de genul acesta, nu l-am încercat, dar urmează și o să vin de asemenea cu păreri. Este uleiul care se aplică, un ulei tratament care se aplică pe timpul nopții, îl lași acolo să acționeze, iar dimineața părul ar trebui să arate foarte bine pentru că a acționat tratamentul multe ore. Eu vă zic sincer că îl aplic și pe timpul zi, și faci o treabă fabuloasă. De fiecare dată când îl aplic, mi se pare că părul stă extraordinar, se așează foarte frumos, nu mai este electrizat, nu mai stau firele alea. Eu având și părul ondulat. Uh, părul meu tinde să se electrizeze. Am foarte multe fire din alea care stau în 1100 de direcții și mă disperă. Dar de când folosesc acest ulei, mi se pare că se așează mult mai bine, este strălucitor uh, și chiar îmi place. Deci îmi place foarte, foarte mult. V-am zis, eu îl aplic, uh, nu țin cont că e dimineață, că e seară, uh, plus de asta, mirosul e fabulos și la ăsta. Deci nu știu ce fac oamenii ăștia, dar produsele Leo miros... Foarte, foarte bine. El nu este nici foarte, nu știu dacă vedeți voi acolo, nu cred, dar nu este nici um, lichid, lichid, ca și cum ar fi apă, dar parcă nu are nici consistența aia extrem de uleioasă, care să fie foarte, foarte gros. Dar cu toate astea eu aplic o cantitate mică, cam două pompițe, două pompițe și jumătate pentru părul meu și um, sunt suficiente. Apoi, o paletică pe care am cumpărat-o de curând, chiar în ultima campanie, este aceasta on color. Eu până acum nu am mai încercat fardurile astea on color, am doar rujurile și... și ce mai am? Nu știu, mai am ceva. Nu pot să zic nici că am fost foarte mulțumită, dar nici că m-au dezamăgit și am zis să-i dau o șansă acestei palețici. Mi-am cumpărat și rujul din aceeași gamă, doar că... Nu l-am testat suficient astfel încât să vă spun, băi, eu vi-l recomand sau nu. Nu voiam să vin cu o părere nașpa. Dar această paletă, deci așa arată ea, este din gama pentru Valentine's Day. Hmm. Această paletă m-a cucerit, pur și simplu. Acestea sunt nuanțele. Tăc, 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 tăc. Și le-am folosit chiar astăzi. Așa mi-a ieșit mie machiajul. Mi se pare că este foarte drăguț. Am folosit fardul acesta, ăsta, 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 ăsta și puțin din acesta. Deci nu le-am folosit pe acestea două. În rest, absolut toate sunt folosite. Dacă vedeți umbra aceea mai închisă, să știți că am luat din această nuanță și mi-am trasat cumva um, o linie mică, să zicem, de tuș la baza genelor. Mi se pare că fardurile sunt foarte calitative, extrem de pigmentate, sunt... Um, cremoase, absolut deloc prăfoase, deci eu când am luat produsul pe pensulă mă așteptam să... Na, să fie profos, dar nu. Chiar am fost plăcut surprinsă și vă recomand paleta asta. Nu știu dacă și fardurile din celelalte două palete parcă sunt la fel, dar din aceasta maronie... Pot să vă spun că sunt foarte, foarte bune. Un alt produs despre care nu am auzit prea multe chestii este acest, această bază, un primer ceva pentru buze din gama The One. Înainte de aplicarea rujului, eu folosesc această bază și mi se pare că rujul rezistă mult, mult, mult mai bine. Plus de asta, oferă și o hidratare care se păstrează cumva pe sub ruj. Spre exemplu, astăzi am aplicat acel ruj lichid mat de la Maybelline. Cred că Maybelline, știți, cu siguranță știți acele rujuri, uite, nu m-am gândit să-l aduc lângă mine, este nuanța 55 Driver parcă, acel nude foarte drăguț, care... Din păcate, usucă buzele extrem, dar de când folosesc baza aceasta pe dedesubt, mi se pare că, pe lângă faptul că rezistă mult mai bine, nici nu se mai duce atât de urât, buzele nu se mai, de fapt rujul nu se mai cojește în momentul în care trec câteva ore bune, dar nici nu le mai simt atât de uscate. Vă recomand produsul ăsta, sincer, cred că l-am testat și cu voi într-un daily vlog sau ceva, pentru că nu aveam prea mari așteptări, dar mie îmi place, n-a fost deloc scump și v-am zis, oferă acea hidratare de care buzele au nevoie înainte, înainte aplicării unui unui ruj mat. Tot un produs pentru buze despre care vreau să vă vorbesc sunt creioanele, de fapt este produsul, este creionul. Sunt creioanele de buze de la, din gama The One, din punctul meu de vedere, sunt cele mai bune creioane de buze pe care le-am folosit după cele de la Pupa. Deci acelea, n-are rost să discutăm despre ele, sunt extraordinare, dar costă, cred că vreo 50 de lei un creion, ceva de genul ăla, Rezistă de dimineață până seara, dar asemănătoare sunt și acestea din gama The One. Eu am adus aici random o nuanță lângă mine. Am mai multe nuanțe, îmi plac foarte mult, sunt rezistente, nu usucă buzele, conturul se realizează foarte ușor pentru că vârful ăsta este extrem de subțire. Găsiți multe nuanțe la ei. Eu am de gând să mi mai cumpăr, dar să mai termin din ele pentru că am foarte multe, îmi plac, chiar îmi plac aceste creioane. Nu mai alergați prin magazine după cele de la Essence sau Catrice sau mai știu eu care, dacă aveți un consultant ceva prin preajmă, încercați creioanele astea pentru că sunt foarte bune. La preț întreg, într adevăr costă vreo 20 și ceva de lei, nu sunt sigură, dar de cele mai multe ori sunt puse în catalog și la reducere la 12 lei, 13 lei, credeți-mă că merită, serios, și rezistă foarte bine. Eu am purtat odată un creion din ăsta, doar pe el, deci mi-am conturat buzele, apoi am umplut și l-am purtat toată ziua. Chiar m-ați întrebat foarte multe dintre voi ce rujmat am folosit, dar nu este niciun rujmat, am folosit doar un creion într-o nuanță ceva mai un roz așa nebun și produsul pur și simplu a stat acolo nemișcat. Am mâncat, mi-a plăcut foarte mult. Apoi, cine nu cunoaște pensulele de la Oriflame? Ei bine, eu am mai multe, bineînțeles. Și pe aici am una, uite aceasta de aici, am mai multe, dar am adus una așa curată pentru exemplificare. Ei bine, la început zic, băi, oricum am o grămadă de pensule, ce o stare să le mai încerc și pe astea, ce poate să fac diferit față de alte pensule, dar sunt extrem de calitative. Din punctul meu de vedere, se aseamănă cu cele de la, spre exemplu, aceasta, perii acesteia, se aseamănă cu cea de la Real Techniques, aceea mare pentru pudră. Deci, și care costă de 10 ori mai mult decât aceasta. Mânerul este foarte confortabil, o am de ceva timp pe aceasta, cred că e prima pe care mi-am cumpărat-o sau aceea, nu mai știu. Mânerul nu s-a dezlipit absolut deloc de aici, le-am spălat de foarte multe ori, perii ăștia nu au căzut, sunt foarte moi, blând așa cu tenul, nu te zgârie, îmi plac foarte mult. V-am zis, la început mă gândeam ce rost are să mai încerc alte și alte și alte pensule, dar într-adevăr Acestea fac o treabă minunată și mă bucur că le-am descoperit. De multe ori mă întrebați ce, am, ce, fard am aplicat aici în colțul interior pentru că captează foarte frumos lumina și se vede tare drăguț, clipicios așa. Ei bine, eu aplic acest stick din gama The One. Cei drept au mai multe nuanțe, însă preferata mea este aceasta. Așa arată el. O să vă fac și un swatch aici ca să vedeți. Deci este superb, pur și simplu. Nuanța pe care o am, imediat o să vă spun. Uh, dacă găsim nuanța, soft nude este nuanța pe care o am. Am mai încercat și alta, doar că nu mi s-a părut chiar atât de cremoasă. Uh, am observat o diferență sincer, între același produs, dar nuanțe diferite. Acesta este foarte cremos, se aplică bine, rezistent. Nu trebuie să-l setezi cu un alt fard sclipicios, deci poți să-l las foarte bine așa. Nu știu, în schimb, dacă rezistă în cazul în care aveți ploapa extrem de căzută, posibil să se transfere sau să se strângă, dar în cazul meu funcționează foarte bine, rezistă, cum spuneam, nu migrează așa Spre colțul exterior, deci vi-l recomand din tot sufletul. Se aplică foarte bine, nu se aplică în pete, sclipicește toată ziua la ochi, deci puteți să fiți sigure și de rezistență. Îmi place, îmi place, îmi place. Eu l-am cumpărat, cred că nu imediat cum a apărut, dar la o distanță foarte scurtă și de atunci îl folosesc. Nu de fiecare dată când mă machez, dar de cele mai multe ori credeți-mă că l-am aplicat. Astăzi însă nu am făcut treaba asta pentru că am folosit numai fardurile din palețică. Prețul nu știu să vi-l spun. 30 de lei, 40 de lei, dar la fel, îl găsiți de fiecare dată la reducere în catalog. Ultimul produs despre care vreau să vă vorbesc este un blush. V-am zis că am adus produse din mai multe categorii sau nu știu dacă v-am zis asta. Avem și pentru față, și pentru ochi, și pentru buze, pensule și restul despre care am vorbit. Acest blush este din gama The One și așa arată. Vă dați seama că este preferatul meu. L-am folosit până s-a șters sigla asta de aici. Este, deci, până să-l cumpăr pe cel din H&M, de la clipul trecut ați văzut când l-am achiziționat. Acesta era singurul blush pe care eu îl foloseam. Dacă vă vine să crede sau nu, îl am aplicat și astăzi. Mi se pare că este foarte natural, se aplică tare bine. Mie îmi place să-l iau și în călătorii pentru că are oglindă și mă ajute oglinda asta pentru a-mi face întregul make-up. Este extrem, dar extrem de cremos. Deci uite, vedeți și voi acolo, nu este absolut deloc profos. Pigmentație, oho, să tot fie. Deci imaginați-vă dacă așa se vede pe cameră, gândiți-vă cum se vede el în realitate de fapt. Știți că de cele mai multe ori camera mai tai așa din intensitatea culorilor. Îmi place foarte, foarte, foarte mult. Nu știu să vă zic de celelalte nuanțe, eu am încercat-o doar pe aceasta Coral Blaze, da, ia mai și nuanța de câte ori uh, v-am menționat-o. Nu știu, de celelalte acesta este un portocaliu foarte, foarte frumos și dacă aveți ocazia să încercați undeva la o prietenă sau ceva, aruncați o privire, chiar merită din punctul meu de vedere. Și acum îmi dau seama că n-am nimic din gama Jordani Gold, dar deși s-a făcut așa un hype în jurul acelei game, eu Sincer, am folosit și mascara din gama Jordani și acea, acel primer, mie nu mi-au plăcut, nu m-au satisfăcut pur și simplu, nu mi s-au potrivit mie personal pentru tenul meu, dar acestea din gama The One, On Color, Eleo, chiar mi-au plăcut foarte mult. Și acesta este clipul de astăzi. Sper că v-am ajutat așa cu păreri. Dacă voiați să vă achiziționați unul dintre aceste produse și aveați nevoie de o părere în plus, să zicem, pentru că nu trebuie de fiecare dată când vă recomand eu un produs, mergeți și cumpărați-l. Nici de cum, căutați dacă vi se potrivește, dacă nu vi se potrivește. Dar dacă aveți nevoie de o altă părere, Ați aflat acum. Mulțumesc că ați vizionat clipul. Eu sper că ați rămas până la final și că v-a plăcut. Dacă vreți să mai facem genul ăsta de clip, îmi spuneți și cu siguranță facem și cu produse Avon pentru că am și acolo foarte multe bune la prețuri reduse care zic eu că merită încercate. Ne revedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!